Iar ai ratat brațe de tăiței. Încercați să faceți liniște. Da, vrem să terminăm acest biceptor. E un robot care joacă Scandenberg. Scuze, ne juca mâță cu mingea, iar Ginger e mâța. Acum te voi nimeri. Aproape m-ai nimerit, micuțule. Nu avea șanse să mă nimerească. Doar l-am tachinat, să știți. Hank, dacă vrei să șoptești, nu ajunge să pui mâna la gură. Trebuie să și vorbești mai încet. Uite așa. Oh, ce adorabil. Se pare că micuțul nu înțelege cum... Tu ești mâța. Tom! Ben! Angela! Ginger! Hank! Talking Tom și prietenii săi. Vrăjitor la ping-pong. Hank? Hank! Trezirea! Am visat că trăim într-un desen animat 3D. Ha! Imaginați-vă cum ar fi să trăim într-un desen animat. Opa. Hank! Scuze, stai, o voi pune la loc. Da, înțeleg ce-am făcut. Nu! Da, putem să jucăm niște ping-pong. Eu premul! Nici gând! Nu se joacă ping-pong în acest garaj. Masa asta are un trecut foarte zbuciumat. Da, probabil că ești prea tânăr ca să-ți amintești. Ei bine, eu îmi amintesc. Îmi amintesc de parcă ar fi fost chiar ieri. Și? N-ar trebui să se întâmple ceva? Așteptăm montajul. Cu 3 ani în urmă. Te rog, încetează, trebuie să terminăm lansatorul de pepene. Hei, Ben, crezi că aș putea să sar peste lună? Tom, bine, concentrează-te. Lansarea unui pepene peste un teren de fotbal e treabă serioasă. Tu auzi ce spui acolo? Dacă nu câștigăm concursul de lansat pepene și premiul în bani, va trebui să ne închidem firma, Tom. Calmează-te, amice. Ești prea stresat, trebuie să te relaxezi. Să te distrezi puțin. Și de aceea am cumpărat o masă de ping-pong. Hei, ai putea să o ții cu... două mâini. Angela, dar atunci unde mi-aș ține înghețata? Pe cap? Ai dreptate. Bine, să începem. Ben, tu ești primul. Nici gând, trebuie să muncim. Haide, Ben, știi cum e cântecul. Sportul și mișcarea crește relaxarea. La 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 la. Cine a spus asta? Toată lumea! Oamenii de știință, experți în creiere, experți în ping-pong. Nu știu. Asta e grozav. Ți-am spus? Mă bucur să văd că te relaxezi. Doamne! Ce e asta? Set. Bine, acum că ne-am distrat, putem să ne întoarcem la lansatorul de pepeni. E rândul meu. Vreau să joc eu! De fapt, regula oficială din acest garaj e că cel care a câștigat rămâne la masă. Așadar, va trebui să joci contra mea. Hai, Ben, trebuie să ne întoarcem la muncă. Dacă nu câștigăm concursul de lansat pepeni și premiul în bani, va trebui să ne închidem firma. Tu ai spus asta, nu? Nu e așa că te-am imitat bine? Regula că cel care câștigă rămâne la masă e cea mai sacră regulă de ping-pong, iar eu refuz să o încalc. Ce-am făcut? Vino, micuțule. Ben! Mulțumesc! Bine! Da! Încă din copilărie jucam ping-pong necetat, dar am întâlnit un maestru care o lecție mi-a dat. Când îl împrunt pe el, mult nu vei rezista. Acest toclar slăbuț joacă ping-pong chiar așa. Ping-pong! E vrăjitor la ping-pong și e printre noi. Vrăjitor la ping-pong. Vedeți și voi. Ben e invincibil.
Dacă nu-l bate nimeni la ping-pong cât mai repede, nu vom termina de construit lansatorul de pepeni. E exact ca în acel episod din Alpha Squadron Explosion Go, în care Hitoshi trebuie să frute fantoma samuraiului. Știi, cred că uneori tu inventezi aceste seriale. Asta ar spune și acel samurai fantomă. Unde ți-a scus sabia laser, Thompson? Stați, cineva îl poate înfrânge pe Ben. Adică... Hitoshi? Cum? Nu, Hank, mă refer la cineva care locuiește în apropiere. Cineva care e un fel de lord. Un lord al ținutului. Mă refer la proprietarul acestui Proprietarul? Nu știu, adică uite-te la noi, suntem niște simpli chiriași. Bine, mă duc să-l întreb eu. Eu nu sunt chiriașa lui. Bună, domnule proprietar! Oh, voi erați... Salutare, stimate proprietar! Prietena mea, Angela, are o rugăminte. Gata, am încercat. Haide, nu poți să renunți. Alo, ascultă, avem nevoie de ajutor. Știm că ești fost campion la ping-pong. Ne-ați descoperit micul secret, da? Dar cum? Păi, iala are forma unei palete de ping-pong. Oh, da, așa e. Și e un indicator pe stradă care spune parcare rezervată campionilor de ping-pong. Bine, bine, da, am înțeles. Și grămada uriașă de trofee din curtea ta. În plus, ții în mână o paletă de ping-pong. Nu mai joc ping-pong. Te rugăm! Nu te-am rugat dacă nu ar fi așa important. Cineva trebuie să-l înfrângă pe Ben ca noi să ne putem relua munca la lansatorul de pe Ben. Ajunge! Plecați! Vai, chiar îi place să trântească ușa. Ben, ce se întâmplă aici? Pleacă de aici, Tom. Ți-am mai spus odată, nu ai ce să cauți aici. Nu-mi vine să cred. Nu doar că sacrifici viitorul companiei pentru această obsesie pentru ping-pong, dar acum ne-ai mai și umplut garajul cu niște obsedați de ping-pong. Știți voi că e adevărat. Cel care câștigă rămâne la masă. Asta e regula. Ai avut șansa să mă înfrângi și nu ai reușit. Așadar, eu, câștigătorul, rămân la masă. Acesta e garajul meu și nu vreau să fie plin de obsedați de ping-pong. Așadar, zvonurile sunt adevărate. Se pare că ești pregătit pentru o înfruntare, bătrâne. Vreau să te dobor de pe piedestal. Să te văd. Rotire! Rotire dublă! Acum e acum! Așadar, asta e mingea decisivă. E mingea de meci. Să te văd. Îți dau o lecție! Da! Campion! Cum? Cum? Dar ai reușit! Știam că vei reuși! Regele Po! Da, nu mă atinge! Gata, spectacolul s-a terminat. Nu trebuie să vă duceți acasă, dar nu puteți rămâne aici. Gata, afară, plecați de aici. E bine, a fost un meci bun. Ce s-a întâmplat? Cât e ora? 8 seara. Dacă lucrăm toată noaptea, vom termina lansatorul de pepene. Așa te vreau. Și de aceea, Ginger, masa aceasta de ping-pong e folosită acum doar ca birou. Și ce s-a întâmplat cu lansatorul de pepeni? Am câștigat, desigur. Folosind această praștie cu motor de rachetă pe care o ții tu în brațe. Wow! Wow! Ginger! Îmi pare rău, Hank, dar nu-mi pare rău. Din acea zi am jurat să nu mai lăsăm nimic să ne distragă atenția. Apropo, trebuie să terminăm robotul biceptor. Soarta firmei noastre depinde de câștigarea Robo-Olimpiadei. Livrare expres, am un colet. E o masă de fotbal. Da, mulțumesc, am văzut și noi ce ai adus. Dar n-am comandat așa ceva. Ei bine, nu o duc înapoi în depozit. Ce, vi se pare că sunt curier? Da, așa arăți. Nu contează, domniță.
Și ce-ar trebui să facem cu masa asta de fuzbol? Robo-olimpiada începe peste 8 ore. Nu putem să ne pierdem timpul jucând fuzbol. Să începem. Ah, grozav. Nu știu cum să rezolv problema asta. Dar eu știu. Au dublat în limba română actorii Alexandru Rusu, Sorin Ionescu, Răzvan Bicoveanu, Richard Balin, Georgia Căpărin, Corina Cernea. Traducerea și adaptarea Stelian Mierluț. Dublajul a fost realizat în studiourile VTI.